Astăzi vom vorbi despre un subiect nu foarte specific canalului meu, dar destul de interesant pentru voi pentru că vă ajută în viață. Și anume, sfaturi despre cum să supraviețuiești în liceu. Lucruri de făcut la liceu. Când începi liceul trebuie să fii foarte, foarte, foarte pregătit. Și prin asta nu vreau să spun că trebuie să înveți sau să faci pregătiri și meditații și alte căcaturi de genul ăsta. Ci mă refer că trebuie să-ți cumperi haine noi. În prima zi de școală trebuie să ai neapărat o cămașă nouă, o pereche de blugi noi, neapărat de la H&M sau de la Bershka, pentru că acolo sunt mai ieftini, și o pereche de Air Max-uri în picioare. Da, cămașă cu Air Max-uri. Este o combinație foarte, foarte bună. Deci în prima zi de școală toată lumea se adună într-un singur loc și tu trebuie să faci impresie bună cu noile tale haine. La liceu trebuie să înveți neapărat arta pupatului în fund. Pentru că trebuie să ai pe cineva care să te protejeze. De exemplu, poți să te duci pe lângă băiatul cu părinți periculoși și cunoscuți sau pe lângă băiatul cu cei mai mulți bani, pentru că sigur are pe cineva pe lângă el care îl protejează. Pentru că are bani, nu? De fapt, nu trebuie să fii prieten cu el, trebuie doar să spui că îl cunoști. Și asta e tot. Ai rezolvat orice problemă. În liceu trebuie să-ți creezi o imagine bună. De aceea trebuie să le spui tuturor că părinții tăi sunt importanți, că taică tu e polițist sau că maică ta e avocat. Așa toți prietenii tăi o să te respecte și nu o să se nimeni de tine niciodată, pentru că le e frică că vine tactul și bagă la zdup. În liceu trebuie să-ți creezi o imagine, de aceea trebuie să ai mereu cele mai scumpe haine, cele mai scumpe Adidas și nu contează că tu ai doar 10 lei în buzunar pe care ți dă măta ca să-ți iei pachet. Trebuie să vii mereu cu taxiul la școală, ca să vadă toți că tu ai bani și nu vii pe jos că te dor picioarele. Dacă te întreabă cineva de ce nu-ți cumperi mâncare la școală sau, nu știu, de ce nu dai comandă cu ei pentru shawarma, le spui că tu nu mănânci prostii și că mănânci doar la restaurant, mâncare de lux sau că ții regim. Un lucru foarte important. Dacă ai mâncare, trebuie neapărat să împarți cu colegii, pentru că nu o să mai fie prieten cu tine și nu o să te bagi nimeni în seamă. Deci dacă ai mâncare, împarte, altfel du-te drept. Un alt sfat important care îi ajută pe toți elevii de liceu este să faci mișto de profesori. Dacă ai oră cu proful de religie, fă mereu mișto de el, strigă în ora lui, aruncă cu chestii după el. Sigur o să fii respectat și toți prietenii tăi o să spună că ești amuzant. Când ești în pauză și te duci să te plimbi prin liceu, trebuie neapărat să dai 5 ture ca să-ți etalezi hainele noi. Dacă ai remexuri în picioare, trebuie să te prefaci căsele și returile și chestii de genul ăsta. Când te ceri cu cineva, trebuie să scoți telefonul și să suni pe toți prietenii tăi să le spui că s-a luat de tine, ca să vină să facă scandal și să te lase în pace tipul ăla. Dacă nu ai prieten, doar scoate telefonul și prefă-te că vorbești la el și sigur o să intimidezi pe cel care s-a luat de tine. Ia-ți clasa și fă-ți o echipă, un fel de clan sau ceva de genul ăsta și dă-i un nume sugestiv, cum ar fi Faraoni, Scut, Shield, dă-i nume în engleză, că e foarte important. Dacă ai nume în engleză, înseamnă că ești și deștept și că ai note mari la engleză. Dacă ești de la țară, dă-i un nume ceva de genul, Tăitorii de lemne sau... Sau dacă ești de la oraș, dă-i un nume gen Bătăușii Wasabi. Dacă vrei să arăți că ești patriot și că ții cu țara ta, pune nume pe Facebook de ceva genul Valahu, Burghezu și ce mai era, mă? Londonezu. Salut londonezilor. Deci n-am nimic cu voi să zic. Și nu în ultimul rând, să nu uităm de ce mai important. Abordează toate fetele din liceu, chiar dacă au prieten sau nu. Cu puțin noroc obții și fata și obții și un scandal la care să vină tovarășii tăi. O să vă distrați împreună și tot o să fie bine. Asta a fost pentru azi, prieteni. Sper că v-a plăcut episodul. Iar dacă v-ați simțit cumva ofensați, îmi pare rău, a fost doar un pamflet și trebuie să-l tratați ca atare. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un share, pentru că mă ajută foarte mult. Și să intrați pe canalul prietenului meu, Alex, care a făcut și el un episod foarte interesant. Pa!